Astăzi am să vă arăt cum fac acești biscuiți ghioce. O idee de mărțișor. Îi putem pune și un șnuruleț. Ia uitați. Hidrat. Eu mi-am cumpărat aceste bănguțe unde am să pun câte doi biscuiți. Am să vă arăt cum îi fac, cum le dau forma. Ieri m-ați întrebat dacă am formă de ghiocel. Nu am. Folosesc trei forme. Folosesc această formă, perdare la partea de jos a ghiocelului. Această formă rotundă și aceasta. Am să vă arăt cum se face. Eu m-am gândit să-i pun doi câte doi, ia uitați, ghiocei, și am să-i pun într-o punguță pentru familia mea. Dacă o să vă placă ideea mea, o să faceți și voi ca mine. Am să rup și am să închid. Și cu un șnuruleț făcut în casă, am să vă arăt cum îl fac. Îl puteți aplica. Sau le puteți pune în cutiuțe. Eu mi-am cumpărat aceste cutiuțe cu șnuruleț. Să vă arăt cum sunt și cutiuțele. Ia uitați. Le desfacem. Cum sunt. Și punem biscuiții și o să-i dăruim de 1 martie. Cutiuța este aproape gata. Ia uitați. Și o să-mi punem biscuiții aici. Acum am să vă arăt cum îi fac. I-am făcut și floricele. Am să dau deoparte. Acesta este aluatul. L-am făcut aseară. Este foarte simplu și foarte bun. L-am făcut din 50 de grame de unt, 2 gălbenușuri, vanilie, puneți esență vanilie, rom, 50 de grame de zahăr și făină cât cuprinde. Nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici prea moale. Acesta este aluatul. Înainte de a-l folosi, am să-l frământ puțin așa în mână. L-am lăsat la temperatura camerei pentru că l-am ținut în frigider toată noaptea. Am o cățică. Și am să lucrez cu un sucitor aluatul, să vă arăt cum se face. Îl întindem subțire. Puteți presura și puțină făină ca să nu se lipească. Acum să vă arăt. Deci cu această formă seamănă cu rândunică, cu păsărică. Am să tai aripile. Deci cu această formă am să tai.
Și asta este primul pas pe care îl fac. Deci tai cu această formă. Dacă o să găsiți o formă care să aibă, să fie așa rotundă, ca să-mi dea forma de jos a ghiocelului. Iau surplusul, îl dau deoparte. Nu am găsit formă de ghiocel. Și am încercat cu aceste trei forme să-i dau, să-l realizez. Acum, seamănă cu o pasăre, vedeți? Eu am să-i tai aripile, vă arăt cum. Cu această formă o să tai aripile. Iată, începe să semene cu un ghiocel. Și cu această formă, ia uitați, undui, am să fac partea de sus a ghiocelului. Nu tai tot. Mă ajut cu această formă. Am să tai de aici și de aici. Cui îi place să se joace, o să facă ca mine. Și acum o să, cu această formă, am să dau formă la ghiocel, la petale și la partea de sus. E simplu de făcut. Am să-i pun pe o foaie de copt. Îi dăm la cuptor la 170 de grade, circa 10 minute, nu mai mult. Îi facem mai întâi pe toți și după aceea o să-i dăm cu zahăr pudră deasupra și cine dorește să coloreze cu verde la partea de sus. Deci să vă mai arăt. Vă puteți ajuta cu făină să nu se lipească. Deci mai întâi tai cu această formă. Vreau să vă arăt pentru că m-ați întrebat ieri. Dacă am formă de. Nu am găsit forma de biscuiți, de ghiocel. Tai cu această formă pentru a avea partea de jos a ghiocelului. Apoi, cu această formă rotundă, o să vă arăt, tai. Am să așez așa
Nu știu dacă se vede. Și tai această parte, aripioara, ca să-mi rămână cu această formă rotundă, parte de sus, tai doar deasupra. Cu această formă am să decupez în mână, e mai greu de făcut, dar vreau să vă arăt cum se face. Se vede. Acesta este ghiocelul. Îl punem acum pe foaia de copt și o să-l dăm, să presurăm la sfârșit zahăr pudră pe partea de jos și deasupra cu puțin colorant verde. Cine nu dorește colorant, o să folosească, poate folosi praf de spirulină. Se fac foarte simplu. Ia uitați. Aceștia sunt ghiocei. Acum am să-i dau cu puțin zahăr pudră deasupra. Și am folosit colorant în tub pentru cine dorește. Am pus o picătură de alcool cu două picături de colorant și cu un penson am să colorez partea de sus. Cine nu dorește colorant îi poate lăsa așa sau poate folosi spirulină, o algă naturală. Spirulina se găsește în, cred că și în farmacii. Și în astea naturale, naturiste. Ia să vă arăt cum vine. Tot așa am să pun să se vadă. Ia uitați. Și cum penson am să colorez. Partea de sus. Copiii or să fie foarte bucuroși să facă aceste mărțișoare, care după ce sunt dăruite,
pot fi mâncate. Sunt foarte bune. Aceștia sunt ghiocei. Am să vă arăt, eu am făcut și floricele. Să le tăiem și o să le punem pe toate în cuptor la 170 de grade, circa 10 minute. Mai luăm o bucățică de aluat, să facem 2-3 floricele și să le punem pe toate în cuptor. Durează circa 10 minute. Biscuiții pot fi și umpluți. Am să vă arăt cum îi umplu. Cu cremă de ciocolată sau cu Nutella, cu dulceață, cu ce vă place. Aluatul este simplu, este foarte bun. O să-l întind. O să presor puțin făină. Aluatul este fără praf de copt, din 50 de grame de unt, 50 de grame de zahăr, două gălbenușuri, un praf de sare, făină cât cuprinde și arome. Vanilie, rom, ce vă place, coajă de lămâie, de portocale. Puteți face și floricele cu aceste forme. Să tăiem una, două. Să vedem cum vin. Să scos plusul. Acestea sunt floricelele, le putem colora și pe acestea cu colorant roșu, portocaliu, cu ce vă place. O să puneți puțin, puțin. Ia uitați cum pensionaș, puțin colorant cu un pic de alcool, o picătură de alcool sau puțină apă. Și puteți colora aceste floricele. Să vă jucați. O să ne ajutăm cu o paletă să nu se lipească. Sau puneți făină. Ia uitați. Nu prea mult. Doar o idee. Chiar cu roșu. O puteți juca împreună cu copiii. O să le placă foarte, foarte mult să facă mărțișoare, care după ce au fost dăruite, pot fi mâncate și nu rămân într-un sertar. Puțin verde în interior. Le puteți lăsa chiar și simple. Cu
un praf de zahăr pudră deasupra. Am să le pun și pe aceste pe hârtie. Și am să le dau cu puțin zahăr pudră. Acum am să le pun în tavă. Aici am o tavă. Am să pun hârtie de copt. Să luăm biscuiții și o să-i pun pe toți în tavă. Aceștia sunt biscuiții. Acum am să-i dau la cuptor. La cuptorul preîncălzit. La 170 de grade, circa 10 minute. Ia uitați, biscuiți ghioce. Pot fi și umpluți. Umpluți cu cremă de ciocolată, cu Nutella. O să arăt cum îi umplem. Sunt foarte, foarte buni. Puteți umple și cu dulceață. Uitați, floricele. Mărțișoare. Eu șnurul îl fac în casă. Șnurul îl fac în casă. Din fir de lăniță. Să vă arăt cum îl fac. Este foarte simplu. Deci după ce am răsucit firul, punem în mai multe firul alb și firul roșu. Acum o să punem în două și o să legăm. O să-i facem un nod. O să strângem bine, bine. O să dăm firul în jos. Dăm în jos. Deci am făcut un nod. Acum am să dau firul în jos. În jos. Și am să răsucesc. Am să răsucesc. Dacă se vede. Și am să scot pe aici. Și cu mare grijă am să strâng. Acum am să tai partea de jos. Asta este partea albă. Acum am să fac și partea roșie. Tot la fel.
să fac un nod, am să leg aici pe mijloc. Am să las în jos ambele părți și am să las în jos și firul. Am să dau după deget și am să scot tot firul prin acest loc. Și am să strâng. Am să strâng bine. Și acum am să tai. Acesta este șnurlețul făcut în casă. Îi fac o fundiță. Este simbolul primăverii. Și îl puteți prinde aici de această punguță. Biscuitul stă în interior, poate fi mâncat. Sunt foarte buni. Ia uitați. Am pus câte doi, ca să fie să se vadă și pe partea și pe cealaltă. Și floricele. Puteți să prinde interior în această punguță, în... Ia să vă arăt cum. Scoatem ca să putem lipi. Și o să punem. Aici se lipește. Mărțișoare dulci, mărțișoare dulci pentru cei dragi. Sunt moi, sunt bune. Sunt delicioase. Pot fi și umplute cu cremă, cu Nutella sau cu dulceață. Sper să vă placă această rețetă. Sunt foarte, foarte bune și simple de făcut. Biscuiții sunt gata. I-am scos acum din cuptor, sunt fierbinți. Ai, sunt, nu știu dacă reușesc să vă-l arăt. Și după ce i-am scos acum din cuptor, am să presar din nou cu puțin zahăr, ca să dăm aceștia sunt biscuiții noștri Ghiocel. Ia uitați ce frumoși sunt. Sper să vă placă rețeta. Îl video îl găsiți și pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și nu numai. Vă aștept să vă înscrieți. Este gratis, ca să fiți la curent cu toate rețetele mele, dacă vă plac. Și vă mulțumesc frumos că mă urmăriți. Acestea sunt floricele. Puteți face și floricele și tot ce vă place. Ghioceii sunt încă fierbinți. Așa. Uitați, puteți pune în cutii. Cutii care eu le-am cumpărat și se
și se montează acasă. Sau puteți pune câte doi biscuiți cu șnuruleți făcut de noi în casă. Tipiți aici un mărțișor dulce sau floricele. Sper că rețeta v-a plăcut. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, că ați fost alături de mine. Am intrat în direct pentru că ieri cineva m-a întrebat dacă am o formă de ghiocel. Nu, nu am formă de ghiocel. Am încercat să dau această formă cu... Am găsit cu aceste trei forme. Este simplu. Este simplu. Avem nevoie de partea de jos, deci seamănă cu o pasăre, partea de jos, ca să avem baza ghiocelului. Eu am tăiat aceste aripi cu această formă rotundă și cu partea de sus decupăm de unde se prinde codița. Ghiocelul arată așa. Uitați, mărțișoare dulci pentru cei dragi. Le puteți pune în cutie și le dăruiți sau câte două șnuruleți făcut în casă de noi. Deci totul făcut de mânuța noastră. Cei dragi nouă o să fie foarte bucuroși. Biscuitul poate fi mâncat, este foarte bun. Rețeta este foarte simplă. Avem nevoie de 50 de grame de unt, două gălbenușuri, 50 de grame de zahăr, un praf de sare, arome care ne plac, lămâie, portocale, vanilie, rom și făină cât cuprinde. Aluatul nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici prea moale. Acesta este aluatul. Îl faceți, îl lăsați la odihnit. Eu l-am făcut aseară. L-am lăsat toată noaptea în frigider și azi dimineața l-am scos. Eu vă mulțumesc și vă aștept și pe canalul meu de YouTube pentru cine dorește să îmi cunoască toate rețetele și să vadă ce prăjituri și nu numai am pregătit pentru voi. Vă doresc o zi frumoasă tuturor. La revedere și vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. O zi frumoasă tuturor.